Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de azi sunt o viitoare mămicuță care urmează să nască gemeni, dar care mai târziu descoperă că naște un bebeluș Huggy Wuggy! Dacă nu știți cine este Huggy Wuggy din Poppy Playtime, o să aflați că este cel mai creepy personaj, o păpușă! Deci nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, clopoțel și să înceapă, bineînțeles, mare distracție doar pentru voi. Trebuie să nasc, domnule doctor, ajutați-mă! Aole, doamne, stați că mai am de completat ceva aici pe calculator! Domnule, stric PC-ul! Haide, doamne, că trebuie să nasc! Un pic, că mă jucam, eram în joc! Ce joc, domne, vino coace că trebuie să nasc! Bine, doamne, stai că vin! Vai! Felicitări! Aveți un băiețel superb albastru și o fetiță. Cum adică albastru? E albastru, doamnă! Ce ciudat! Sigur nu l-ați vopsit dumneavoastră când nu eram atentă? Nu, doamnă! Ok, micuțul meu, băiețel albastru și nu am și o fetiță, adică nu sunt gemeni? Ba da, sunt gemeni! Oh, o să am o zi lungă, dar... Ciudat că ești albastru, dar ești micuțul meu băiețel frumos albastru și micuța mea frumusețe nealbastră ciudată. Gemeni, unui albastru, unui alb. Foarte ciudat, domnule doctor. Huggy Wuggy! Ce grozav! O să spun numele Huggy Wuggy, că și așa nu știam ce nume să-i pun unui băiețel albastru. Și la fetița mea scumpă o să spun numele... Nu știu, ce nume vrei să spun? Hai să vedem. Să spun numele Ue? Nu știu. Ue. Ok, tu o să fii micuța mea, Ue. Și tu o să fii micuțul meu, Ughi. Super, hai să mergem. Bebelușii mei frumoși albaștri, mă iertați, doar unul e albastru. Hai să mergem acasă. Yay! Mai târziu. Ce petrecere grozavă de sâmbătă la piscină! Da, cea mai tare petrecere! Petrecere premium de bogați! Hei, fetelor, stați așa că voiam să vă spun ceva! Ați văzut marele anunț care s-a dat și pe la televizor peste tot? Ei, despre ce anunț vorbești? E vorba despre Huggy Wuggy! S-a născut aici în orașul Brookhaven! Cine? Huggy Wuggy? Cum e posibil să se nască la noi în Brookhaven? Da, fetelor, l-am văzut eu cu ochii mei, l-am pândit, e atât de albastru! Nu cred! Haideți un pic aici, nu mai pot! Vai, nu se poate așa ceva! Haideți să discutăm, prieteni! Stai așa că vin acum, mă mai bălăcesc o secundă și ies acum din apă și vin și eu. Știi, mă gândeam să mergem să-l spionăm într-o casă din apropiere, ai zis? Da, l-am văzut eu și atât de albastru, e mai albastru decât cerul. Ok, dar e înspăimântător și eu zic să ne luăm lumânările și lanternele și bâta de baseball și tot ce avem și să mergem să ne luptăm cu răul din Brookhaven. Hei, fetelor, uite, asta e casa. Asta e casa? Ce ciudată e! Pare o casă normală de oameni bogați. E sigur că locuiește aici Huggy Wuggy? Da, adică ți-am zis, e atât de albastru încât nu prea poți să ratezi. Hai să mergem atunci să vedem, să intrăm. Veniți, fetelor? Da, venim! Nu ratăm noi o aventură pe cinste! Bun, hai să mergem după tine, că tu l-ai văzut. Da, hai că vă duc eu, fetelor. Ce, uite-l acolo! Dă cu ciocanul! E Huggy Wuggy! Chiar e Huggy Wuggy! Nu vine să cred! Prindeți-l! Acum mă duc să-l prind! E atât de înspăimântător! Nu așteptam să fie bebeluș! Și e atât de alunecos! Când încerc să pun mâna pe el, îmi scapă din mână! Tu cine ești? Eu sunt Ue! Cum adică ești Ue? El e fratele meu, lăsați-l în pace! E fratele tău, Huggy Wuggy? Pune-ți mâna pe ea pentru că și ea e cu acest mic monstru. Prinde-ți-o!
Cred că am intrat în mintea lui Huggy Wuggy. Ce facem aici? Ah, și de ce socheală? Și de ce arătăm așa? Și de ce suntem în locul acesta super, super întunecat? Oh, nu, mi-au dispărut toți mușchii. Acum trebuie să mă apuc din nou de sală. Dar unde suntem? Nu știu, cred că am văzut ceva. Parcă am văzut o siluetă, ceva. Cred că trebuie să intrăm pe ușa aceea. Cred că este locul de joacă al lui Huggy Wuggy. Ce? Locul de joacă al lui Huggy Wuggy? Nu se poate. Ce siluetă ai văzut? Am văzut o siluetă acolo pe ușă. Nu în partea aia, în partea opusă. Cred că ar trebui să merge. Nu acolo. Oh, nu! E chiar Huggy Wuggy. Nu vine să cred. Dar ce mâini ciudate are. Și hei, prieten, pare prietenos. Nu pare să ne atace. Fugi că te prinde. Pare prietenos până când pune mâna pe tine. Cred, e destul de simpatic. Are doar niște mâini ciudate. Poate am fost prea răi prieten cu el. Poate e doar o păpușă de treabă. Și știi ce? Pare mult mai pufos decât în realitate. E atât de pufos încât îți vine să-l iei acasă. Zici că e o bată de zahăr albastră. Te rog, nu-l mânca, că poate ne mănâncă el pe noi. Ei, mi-au chemat toți frații Huggy Wuggy din capul meu. Ieșiți de aici, nu vreau să mai stați în capul meu. Cred că ne dă afară, prieteni. Am ajuns acasă de la muncă și abia aștept să-mi văd frumoasa fetiță și frumosul meu băiețel Huggy Wuggy albăsrelu. Hai să vedem, copii. Am ajuns acasă. Wow, ce bine că am reușit să ieșim din capul lui Huggy Wuggy. Era să ne omoare. Copii? Ce cu atâția copii aici? Mami, au vrut să-i răpească pe frățiorul meu, Huggy Wuggy! Cine? Nostru? Cine a vrut să răpească pe frățiorul tău, Huggy Wuggy? Copiii ăia de acolo! Copii? Ce faceți aici în casa mea? O să chem poliția dacă nu dispăreți în 3, 2, 1... Hai copii, fugiți, dacă nu, chem poliția! Aoleu, oh nu, a zis doamna de poliție, hai să fugim copii, fugiți! Ia scola cu și hai odată, nu mai sta că o să ne ducă la poliție! Îmi pare rău, băiețelul meu frumos albastru și fetița mea, nu mai plângeți, gata, i-am alungat. Unii copii sunt doar răi, așa că nu trebuie să-i băgați în seamă, bine? Mami vă iubește! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. L-am născut pe Huggy Wuggy. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați mare like, subscribe, clopoțel, să aveți o zi frumoasă ca și voi! Pa, pa!